Obezitate, un cuvânt pe care îl întâlnim tot mai des în societatea actuală. Din păcate, obezitatea infantilă, obezitatea pentru zona aceasta a minorilor și a copiilor, a devenit un fenomen în România care ne-a adus pe primele locuri la nivelul Uniunii Europene, ceea ce nici măcar nu ne gândeam acum câțiva ani, sau poate pe vremea Dacilor, nu cred că existau prea mulți Daci Obezi. Și atunci, din această idee, cred că ar trebui să înțelegem că puțină mișcare este importantă, dar mai ales este important cu ceea ce ne hrănim. Și trebuie să fim atenți când discutăm despre obezitate, fiindcă este precursoare pentru foarte multe alte boli. Iar când discutăm despre obezitatea la adult, este o alegere a adultului. Când discutăm despre obezitatea infantilă, obezitatea la copii, acolo copilul n-a avut de ales, ci practic adultul ori l-a lăsat, ori l-a împins pe această zonă. Trebuie să înțelegem că această obezitate de cele mai multe ori nu vine dintr-un trai foarte bun și nu vine dintr-o calitate a mâncărurilor foarte calitativă. Ar trebui să înțelegem să cumpărăm mai deștept, mai bine, să cumpărăm mai puțin, să cumpărăm mai calitativ. Iar pentru acest lucru, unul dintre ingredientele importante în zona aceasta de creștere a obezității este această zonă a multitudinii de aditiv coloranți și conservanți, a acestei tip de mâncare tip fast food în care un singur sandwich de la un magazin fast food este foarte corect și foarte sănătos. Problema este că este foarte mic și conține toate caloriile, grăsimile, aditivii și coloranții și sarea și zahărul aproape pentru 24 de ore. Iar în momentul în care mai mâncăm ceva, acel lucru s-ar putea să devină o travă. Așa că ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili cu ceea ce mâncăm, cât mâncăm, cum muncăm, dar mai ales să fim mai responsabili când cumpărăm pentru membrii familiei noastre, pentru părinți, pentru bunici, pentru copii, pentru nepoți, pentru a fi până la urmă mai sănătoși. Iar când discutăm despre obezitate, este flagelul secolului, cred că ar trebui să înțelegem că mai ales în rândul tinerilor ar trebui să găsim această formulă de a educa, de a învăța, ca de pe băncile școlii, în momentul în care le dăm 5 lei ca să-și cumpere ceva de la cu școlii, să le cerem bonul fiscal, să ne uităm ce au cumpărat pe bon, ca astfel să nu mai cumpere produse care conțin prea mult zahăr, prea multă sare, prea mulți aditivi, fiindcă la sfârșitul unei zile media ajunge undeva între 50 și 60 de aditivi pentru un adolescent, ceea ce este extrem de mult, iar pe cealaltă parte, cantitatea de sare și de zahăr într-o singură zi poate să fie consumată pentru 3 zile, fiindcă nu uitați, 25 de grame de zahăr maxim, spune Organizația Mondială a Sănătății, 5 grame de sare zilnic, dar pentru un adult de 30 de ani nu pentru un copil de 5, 7, 11, 14, 17 ani și nici pentru un bunic de 60, 70, 90 de ani. Așa că zona aceasta de citire a etichetei, a informațiilor nutriționale ar trebui să fie o obișnuință a fiecăruia dintre noi. Iar faptul că pentru mâncarea comandată online avem șansa de a avea toate informațiile nutriționale cât și ingredientele este extraordinar de bine. Trebuie să o și verificăm și cred că fiecare dintre noi poate să facă acest exercițiu simplu uitându-se 10 secunde înainte de a comanda online, da dacă există sau nu există, iar dacă există să ne uităm până la urmă câtă sare, cât zahăr, ce calorii se regăsesc în produsul respectiv și mai ales ce ingrediente și numericul de aditiv. Cumpărăm o ciocolată sau cumpărăm mai știu eu ce din raft, Putem să facem acest exercițiu simplu. Citim eticheta, ingredientele sunt în ordine descrescătoare, avem aplicația europeană de protecție a consumatorilor gratuită, Infocons, cu care putem calcula foarte simplu cantitatea pe care o avem în mai multe produse consumate într-o zi, în mai multe produse cumpărate în coșul de cumpărături pe care îl facem. Așa că am putea să fim mai atenți și mai responsabili, fiindcă altfel vom vedea pe lângă noi. Oameni care sunt tot mai bolnavi, o societate mai bolnavă, care o societate mai bolnavă înseamnă o societate cu o calitate a vieții mai slabă. Depinde de noi să fim mai sănătoși, depinde de noi să fim mai bine și depinde de noi ca viitorul nostru, prin copiii noștri, să fie cu adevărat cu o nouă atitudine. Să fim până la urmă mai sănătoși și să fim demni urmași ai dacilor.